Începând de astăzi, slătinenii care sunt înregistrați cu handicap grav pot veni să-și ridice ajutoarele alimentare. Chiar dacă pachetele sunt oferite de Uniunea Europeană, Direcția de Asistență Socială Slatina, serviciu din cadrul primăriei municipiului, este cea care gestionează întreaga activitate a programului. Potrivit conducerii instituției, beneficiarii pot ridica aceste ajutoare din incinta fostului liceu de construcții din Slatina. Până ieri s-au distribuit alimentele pentru persoanele din listele inițiale, adică beneficiari de ajutor social și beneficiari de alocație pentru susținerea familiei. Din acest moment, pachetele care au rămas, puțin peste 500, se vor distribui către persoanele cu handicap grav, care au o vârstă peste 65 de ani. Am considerat că sunt persoanele cele mai vulnerabile, persoane vârstnice și cu dizabilități. Programul rămâne neschimbat, adică în cursul săptămânii, de la ora 9 până la ora 16, iar vinerea până la ora 13. Locul același, fosta sală de sport a liceului de construcții. Persoanele care nu se pot deplasa pentru a-și ridica ajutoarele alimentare și nu au un reprezentant legal trebuie să anunțe angajații Direcției de Asistență Socială pentru a le primi la domiciliu. Conducerea instituției atrage atenția că distribuirea pachetelor se va face în limita stocului disponibil, funcționând după regula primul venit, primul servit. Sunt multe persoane cu handicap grav care pot să meargă să ridice pachetele, dar da, sunt și persoane care nu au această posibilitate. Dar au soți, copii și au reprezentanți legali. Când nici aceste persoane nu se pot prezenta și sunt în impostate de deplasare, mergem noi la domiciliu și ducem pachetele. Persoanele care vor să intre în posesia acestor pachete trebuie să prezinte actul de identitate, certificatul de încadrare în grad de handicap grav, iar în cazul tutorilor legali, documentul care îi atestă calitatea de reprezentant.